Bună ziua și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu. Așa cum v-am obișnuit în fiecare săptămână, avem invitați de marcă. Astăzi o avem pe doamna Mioara Roman. Bună ziua, doamna Mioara Roman. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Și noi vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Sunt bucuroasă și emoționată că sunt alături de dumneavoastră. Spuneți-ne... Emoționată nu aveți de ce, în ultima perioadă. O persoană obișnuită. Sunteți un om deosebit. Eu cred că sunt normală. Ar fi bine dacă așa ar arăta normalitatea în România. Da, păi nu, poate că sunt deosebită pentru că sunt normală. Zic și eu așa. Spuneți-ne, cu ce vă lăudați în ultima vreme? O, mă laud că am o nouă nepoțică, care are 3 săptămâni și o cheamă foarte frumos Maria Isabela. Ce frumos! Și pe tradiția spaniolă, Oana, fără să-și dea seama, i-a spus Maria Isabela Roman, liniunță Elisei. Deci, în Spania se dă și numele mamei și al tatălui. Și cred că e o tradiție frumoasă. Frumos, foarte frumos. Cred că Oana e fericită. Era ceea ce și-a dorit mai mult. Am strănutat, e de bine. E de bine. Da. Oana e foarte, foarte fericită și-a dorit foarte mult acest copil. Mă rog, mi-a mai spus lumea că cam târziu și eu am făcut copii mai târziu, pentru că fac parte din acea generație anilor 60 care ne-am făcut carieră până la un moment dat și deci am făcut primul copil la 27 și al doilea la 36. Nu aveam timp, aveam slujbă. Oana a avut chiar o chestie foarte drăguță când m-am mutat de la radio-televiziune, mă rog, obligată și de situație, la facultate. A sunat cineva la telefon și Oana, vorbăreață și vioaie cum e, a spus: mama e acasă, are un serviciu foarte bun, chiar și mănâncă cu noi. Și cum este să fii bunica a doua oară? Este din ce în ce mai emoționant. Cred. Am observat că e din ce în ce mai emoționant. Mă rog, m-am bucurat și când s-a născut Calina, dar parcă era într-un fel mai normal. Dar acum chiar am avut o emoție mare. E și un copil extrem de drăguț, e mică, dar e foarte vioaie și, cum spunea și Catinca în mai multe emisiuni, e cu minte. E, sigur, mai bâzăie ea din când în când, dar este un copil cu minte și frumușel, așa, aranjat, cum să vă spun eu, nu e... Vă încărcă cu energie. Da. Și am fost și eu acolo, ne mai ducem, că, deși... Slavă Domnului, a găsit o bună, o doamnă foarte bine, care se pricepe și a născut copii și a crescut copii și nepoți. Deci are ajutor, nu e singura. Nu, dar nu poți. Nu poți singura, foarte greu. Ce puțin în primele luni. Și eu am avut, pe vremuri mai existau șvestere nemțoaice venite din Basarabia, Bucovina, Cetatea Albă. Nu poți, dacă ai slujbă și muncești, nu, nu se poate. Deși... am o remarcă care multe femei tinere acum nu pricep. E mult mai ușor. Adică pe vremea mea nu existau nici... Pampers, Pampers nu mai vorbim, dar la Oana a doua, în anii 80, la grăniță i-a arătat o vacă. Și ea n-a știut ce e. Și zice, cum, dar cine îți dă ție lăpticul bun? Tanti Folica, lăptăreasă. Că trebuia să stai 3 ore la coadă să iei lapte și nu lapte praf a fost problemă. Noroc că eu, mă rog, am fost mai, așa, mai normală și am alăptat copiii 5-6 luni. Forma trebuie să merg la slujbă. E bine, e sănătos, măcar 3 luni, 4 luni. 3 luni, da, bine, doctorul Gabriel Vasiliu, care mi-a crescut fetele, avea o vorbă. În lumea modernă, 3 luni, foarte bine. 5 luni e bine, după 6 femeile care muncesc e degeaba. Și mai predau la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, unde am făcut, în 98, când mă pregăteam de pensie, o catedră, o secție de limba arabă, unde avem studenți destul de mulți. Sunt copii interesați. Da. Foarte și frumos. Să știți că e piață bună acum pentru arabă. Vin și copii ai arabilor sau și români? Nu. Români, vin români. Români.
Mai vin copii din familii mixte. Din familii mixte. Care e un avantaj, cumva te ajuți cu ei. Dacă cu mai știu câte acasă, un pic. Sigur. Nu, nu, dacă ei știu un pic de arabă, te ajuți cu ei ca să îi ajuți pe toți. Pe să meargă mai repede. Să meargă da. Mai repede. Foarte frumos. Oricum da. Aveți o meserie foarte frumoasă, dar cu unde e nevoie de multă răbdare. Doamnă, mă întreba chiar ieri un student din anul 2. Zice, doamnă, dar e grea foarte... În primul rând că e o limbă clasică folosită și astăzi, într-o ceea ce se numește o limbă medie. Și ca orice limbă clasică, are o stilistică, sintaxă specială. Și am spus, băiete, n-o să spun cum a spus un mare orientalist, a zis, dom'le, primii 10 ani sunt grei, că după aia înțelegi că nu poți să înveți niciodată și te calmezi. Și un băiat de lângă zice, da, doamna, eu am fost în Iordania, am făcut 3 luni și același lucru mi s-a spus. I-am spus, stai puțin. Catedra de limba arabă s-a făcut în România în 57, eu am intrat în 58. Dar acum aveți alte mijloace. Deci net, cărți, casete și așa mai departe. Deci trebuie să profite de o anumită tehnologie și acum se învață, mă rog, noi aplicăm mai mult sau mai puțin, nu vorbesc de noi, în general România, se învață 3 ani și după aceea, mă rog, faci specializare, dar după părerea mea trebuia păstrat în anumite. Apropo de programul de la Bologna, trebuia păstrate la anumite specialități, 4 ani plus, de exemplu, în Franța, în Statele Unite, unde vreți, în Bulgaria. A, în Rusia nu mai vorbesc, care au o școală de orientalistică foarte bună. Se fac 4 ani și încă 2 de specializare într-un domeniu. Adică fac destul pentru că de mult. Marea problemă, sigur, ar fi 2. Dar marea problemă este vocabularul. Dar ce v-a atras acum niște ani să mergeți către zona asta, către limba arabă? Doamna, a fost și o întâmplare, pentru că ce se întâmplă? Sigur că între... Eu am prins acei 5 ani care un domn liceanu spunea că a fost discriminat. Eu nu m-am simțit discriminată. Eu știu, poate am primit altă educație. Deci eu am dat întâi la drept. Și atunci a funcționat 5 ani, deci nu 10, nu 20, 5 ani. O lege în care copiii de intelectuali aveau numai 15% din locuri. Restul 85% erau pentru copii de muncitori și țărani. Eu am luat 8 și ceva și n-am intrat. Și m-am plâns tatălui meu, care de meserie era profesor, doctor în psihologia, pedagogie și așa mai departe. Și mi-a zis, bine. Da, cât trebuia să iei ca să intri? Zic, peste 9. Trebuia să iei peste 9. Ai crescut în casă, bunicii mei erau tot învățători. Cu cărți? Zic, da, tata, dar le-am și citit. Mă rog, am dat și după aceea m-am dus la limbi străine. Acum, eu știam franceză, rusă și așa era moda. Nu-mi pare rău că am învățat rusește pentru că am citit totuși Dostoievski în limba rusă, Pușkin, Cehov și cam fără ăștia literatura modernă, nu. Și le-am citit chiar în rusește și Lermontov. Ciudat însă, acum am încercat să o ajut pe fata mea la un text de modă și nu prea am știut. Știți de ce? Au prea multe neologisme și legate de un anumit domeniu. Dar la film, când mă uit și citesc o carte, nu e nicio problemă. Și franceză, engleză am prins, vedeți, deja în liceu, când eram, s-a schimbat în loc de rusă, ne-a băgat engleză. Deci era 50 și... pas înainte. Da, 53-54. Cred că după moartea lui Stalin. Știți, eu eram copil și nu priveam lucrurile ideologic, dar am văzut că ne-a băgat engleză. Și am zis, hai să învăț o limbă așa mai ea. Am vrut japoneză, dar nu era încă creată catedra. Și am dat la arabă, unde erau numai 7 locuri. Am intrat foarte greu, tot pe criteriul acesta, dar din 62 până în 72,
nu a mai contat decât media de admitere și media de absolvire. Și așa am ajuns la arabă. Este adevărat că tatăl meu, care era diplomat de carieră și care, v-am spus, a fost pe vremuri înainte, se spunea, a, e un diplomat, el și Gheorghe Magheru, numiți prin decret regal. După Revoluție mi s-a spus, a, diplomat comunist. Dom'le, în țara asta au existat și oameni cu profesii. Tatăl meu în 38 și-a făcut la Geneva, Piaget, deși venea de la țară, dintr-un sat amărât. Dar prin excelență se putea. Am cam pierdut noi noțiunea excelenței. Și el, pentru că nu era politic, înțelegeți, aparatic, a început în 44-45, nu mai știu eu, Polonia, Cairo, și așa a deschis ambasade la Teheran, nu în țara arabă, urmă la Bagdad, 58, deci vă vorbesc de vremuri. La, deci Cairo, Bagdad, Alger, Tunis. Deci ați... Nu, a fost o întâmplare, nu m-am gândit. Eu cât am stat cu el la ați Cairo... Ați cunoscut zonele astea ca și da, copil. Da, asta copil am cunoscut, dar acolo la Cairo învățam la Lycée Français du Caire, adică nu... Arabă nu m-am gândit în niciun caz. E adevărat însă că și acum am nostalgia, numesc eu tăcerea șoptită a orașului Cairo după ora 11, numai că atunci erau câteva sute de mii și acum sunt 8 milioane. Numai aici a fost. Numai tăcerea. Da. Și așa am ajuns. Noi am făcut 5 ani. Am mai avut șansa să am toată elita mare, deci eu am făcut literatură universală, de exemplu, cu Edgar Papu, Zoe Dumitrescu, Bușulenga, mergeam și la cursurile lui Călinescu și la Vera Călin, și lingvistică am făcut cu Alexandru Graur, Alexandru Rossetti, Iorgu Iordan, deci mari personalități. Și la examen de stat l-am avut pe Jacques Bic. Am avut și o întâmplare simpatică, nu se făcea latină atunci. Și făceam secundar română. Și am avut pronume personal, ce să spun eu, mare. Și am spus ce am știut la examen de stat, era greu. Și am spus ce am știut și, pe urmă, ultima frază a fost, întrucât nu am făcut latină, astea sunt... Vai, Jacques Bic m-a aplaudat și mi-a dat 10. Și am ieșit afară și a ieșit și nu am zis, dar de ce? Și domnișoară, de învățat mai poți, dar judecăți corecte, mă rog, m-a făcut inteligentă, e mai greu, ai sau n-ai. Culmea este că la 40 de ani am făcut, când am intrat în învățământ înapoi, unde am vrut eu de la început, am făcut cu Slușanski, unul din marii noștri latiniști, latină. Adică am făcut un troc. Petre îl pregătea pe băiatul lui la matematică și el, în schimb, îmi dădea mie lecții de latină. Și mi-au folosit. Mi-au folosit. Cum vă simțiți în perioada asta? Sunteți... Cum să spun? V-am întrebat și înainte de a începe interviul. Cum vi se pare România după 24 de ani? Mult mai prost decât credeam eu. Eu sunt o sceptică, nu e pesimistă. Dar cum, în ciuda aparențelor, știți, eu am plecat de tânără de acasă, la 21 de ani, nu terminasem nici facultatea. Noi, fiind cam la a patra generație de intelectual, mai aveam câte ceva, părinții mei stăteau pe Dacia și eu m-am dus într-o garsonieră, confort 2, și eram bucuroasă că e în centru, pe Hunedoara se numește acum, Iancu de Hunedoara. Și la etajul 9, o cameră mică, dar era spațiul meu. Deci eu am început cu lingura, înțelegeți? Și pe urmă m-am mutat în două camere în drumul Taberei, pe urmă m-am mutat într-un apartament pe Ana Ipătescu Comun, dar am făcut un zid și pe urmă mi-am făcut apartament prin radio. Sunt o sceptică în sensul că, știți, îmi permit să spun că eu țin un curs de istoria civilizației,
musulmane, da, trebuie să o iau de la ce suntem noi. Știți ce se întâmplă? Din păcate, România evoluează prin rupturi și nu prin evoluții, cum să vă spun eu, programate. Și atunci avem momente, eu personal consider că am avut momente bune după primul război mondial, când s-a făcut România mare, dar vedeți, sunt foarte critică astăzi, nu știu de ce. S-a făcut și atunci, de exemplu, legea agrară, care a fost foarte bună, dar nu s-a dus la capăt. Spiru Haret înainte a făcut o lege extrem de modernă și bună, dar nu am dus-o la capăt. Și în anii 60 tot așa s-au făcut câteva lucruri foarte bune, dar iar n-am dus-o la capăt. Nu știu, ține undeva, cred eu, așa, după mult studiu și de faptul că suntem o țară foarte bogată. Și știu că o să vă supărați, așa mă supăram și eu acum vreo 30 de ani. Și mi-a spus un... Dar nu e un paradox? O țară atât de bogată cu oameni săraci? Da, asta era fraza următoare care vreau să o spun. Am încercat să explic așa, în viața mea am întâlnit mulți politicieni, deși personal nu agrez politica. Nu v-ați gândit niciodată să intrați în politică? Nu, deloc. În primul rând, din motive de caracter. Un coleg de-al meu de facultate, Ion Coja, care e, mă rog, naționalist, excesiv, da, nu știu ce, zice, Mioara Georgescu devenită roman, zice, avea un defect în ghilimele, avea prea mult caracter. Doamnă, mie nu plac lucrurile făcute pe jumătate, că nu știu, am tot început, eu am fost membru fondator al secției de la radio, apoi m-am dus la facultate, am început două cursuri noi, și m-am supărat după Revoluție, eram la pagina 59 a cursului, n-am putut să termin, nu din cauza mea, mă rog, s-a intrat Petre Roman în politică, ceea ce pentru mine a însemnat sfârșitul carierei, sfârșitul vieții personale și am considerat că ne-am băgat într-o cușcă degeaba. Putea să-l opriți? Nu. 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 Nu pentru că era foarte greu atunci. Vedeți, l-am auzit recent pe domnul Nicolae Manolescu, care a condus nu știu câte demonstrații împotriva guvernului Roman. Nu știu de ce, că nu cunoștea probabil pe niciunul de acolo. Și l-am văzut în posturi, hoții, aia, mă rog, el punea înaintea, știți, căruța, nu da, coii. Da, da. Declarând la o emisiune, la un post de televiziune, dacă noi ne asumăm. Revoluția, eram primii în lume. În primul rând că primii în lume nu o să fim niciodată. Nu de România, nu de români. În general, asta cu primii, nu știu de ce ne place nouă, e tot un semn de exterior. De ce ne omorâm atâta după cea mai înaltă clopotniță, cea mai mare camion care a mers 3 ore la uzinele Roman, alea din Marlul? De ce? Dom'le, eu am fost învățată acasă și mi-am spus bunicii, străbunicii mei nu au fost boieri, dar au fost învățători, primari. Deci oamenii aia care orice ar fi sunt acolo. Da. Și mie mi s-a spus că nu poți să o duci tu bine dacă ea din jur o duc prost. Adevărat. Ori noi avem, deci am spus deja că nu ducem lucrurile la capăt. Vă dau și un exemplu post-revoluționar. Bun, n-am terminat cu domnul Manolescu, dar ce au avut ei cu Revoluția, cu toate poveștile alea? Da, eu pot să vă spun că au fost provocatori, că mă pricep. Deci eu am făcut război civil în Iordania, de 2 ori război civil în Liban, am fost în tabere de pregătire militară palestiniene, am fost primul ziarist străin care m-am dus în Yemen cu un operator, am și o vorbă acum când știți că femeile nu prea au simțul de orientare. Și de câte ori mă încurc, zic, cum domne, m-am descurcat, eu deși detest cuvântul descurcat, că înseamnă că ne încurcăm. În Yemen și nu o să mă descurc acum, adică încerc să... E adevărat că
Știți, există foarte multe prejudecăți în legătură cu islamul, cu arabii. Chiar în toamna asta am ținut la cursul de civilizație câteva lecții despre prejudecățile pe care le avem. Și, deci, revenind la discuția noastră, au fost provocatori, sunt de acord. Eu i-am văzut, i-am și fotografiat, filmat, din reflex, fost profesional. Da, da. Dar au avut pe cine provoca. Și a fost un moment de grație pentru români, în care mămăligarii, nu spun întâmplător, ăia care rabdă orice, dintr-o dată au arătat că au demnitate, că vor libertate, că... Și atunci a decis să dăm cu pietre când e ceva bun. Trebuie să învățăm. E adevărat că ajunsese cuțit la os. Da, e adevărat, deci... dar nu trebuia să avem o contrareacție, fiindcă n-am fost noi ăia. Credeți în povestea care s-a tot vehiculat printre simpatizanții epocii acelea, că dacă n-ar fi murit Ceaușescu atunci, acum ar fi fost mai bine? Nu, e jalnic să spui așa ceva. Știți că este deja o... Da, dar știți, după părerea mea... Oamenii spun, domnule, România nu mai avea datorii, deja trebuia să înceapă greșit. Să crească. A nu avea datorii era o greșeală, din punct de vedere al lumii de astăzi. Deci, poate am avut și șansa, dar e ca și cu cărțile citite. Catin Carale a făcut până în 70, că după 73 ni s-a interzis să mai facem călătorii. Ea a fost în Canada, nu s-a dus întâmplător, pentru că în Canada există o școală de sociologie și de foarte bună, de ce i-au creat o națiune nouă și atunci s-a dezvoltat, nu știu, principiul lui Peter și a făcut un interviu foarte bun cu Marshall McLuhan, care a lansat teoria aceea a satului global, a transparenței, a faptului că vom deveni ceea ce suntem acum. O lume în care se comunică enorm și se vede tot. Într-o asemenea lume, eu pot ca să nu zică lumea că am partipriuri. Doamnă, Polonia avea 80 de miliarde datorii. Ungaria avea 40 de miliarde datorii. Cehia nu știu cât, dar domnul Dinu Giurescu a scris recent împreună cu Mircea Malița o carte în care în partea lui domnul Giurescu a fost până în 85-6, că el în 87 a emigrat în America, la Budapesta și la Sofia. Și nu numai că dă pagini cu ce se găsea și la ce preț, dar se găseau tot. În momentul, și dă și prețurile, în momentul în care în România nu erau pe piață niciun fel de produse alimentare, dar existau undeva pe piața neagră, nu vă supărați, nu înțeleg de ce România așa și Bulgaria și Ungaria altfel. Ideea cu a nu avea datorii era greșită, am citit o carte. Aici poate a fost nebunia lui Ceaușescu să achite, să termine, să nu mai fie... Doamne, nu e așa. Plătească pentru... dobânzi, să nu, la un moment dat știu că au scos de pe calea Victoriei, unde era sucursala de credite, nu mai suporta nici termenul de credit. L-a scos să nu mai vadă. Da, dar înseamnă că era în afara timpului în care trăia. Pentru că nimeni în lume nu trăiește la ora actuală fără credite. Eu am citit în cartea aceasta făcută de un grup de academicieni, de altfel guvernul roman în ianuarie a patra lege a scos-o în legătură cu Academia pentru că a trimis cercetătorii să vadă realitatea, pentru că se raporta și 300%. Ba chiar spune că și PIB-ul era cu 18% declarat mai mare decât era în realitate. Și atunci, între spun acest grup de specialiști care pe baza unei hotărâri de guvern au făcut o carte cu situația reală, că în anii 80 Ceaușescu, în loc să retehnologizeze industria făcută în anii 60-70,
a introdus noțiunea, deja vorbesc din carte, nu pricep lucrurile astea foarte bine, las că asimilăm, mi-au explicat niște mari ingineri că asimilat-o. Ah, la Ștefan Gheorghiu am făcut un curs în 78 de reciclare, știința conducerii, unde ne făceam că facem. Știți, tot așa, totul era formal. Și a spus un profesor Anton, că apropo de asimilare și de nu știu ce, zice, a început în România epoca liței. Ați înțeles? Românul e întreprinzător. Știți că eu acum aș face un departament al ministerului, nu că aș vrea în politică. România au rămas foarte creativi, sunt creativi. Mulți naționaliști o să mă condamne, sunt creativi pentru că noi suntem o nație foarte eterogenă. De exemplu, mama și tata au fost 11 frați. Eu am 21 de veri, Ardeal și Argeș. Verii aceștia ai mei s-au căsătorit, au copii, care au copii, și am, de exemplu, în Oradea, o cumnată care o întreb, dar tu ce ești? Mă, eu sunt româncă, dar bunicii, străbunicii erau austrieci, sârbi, ați înțeles? Da, da, da. Dar ea e româncă. De exemplu, mama mea era de lângă Cluj și mama mea la vorbea, a făcut liceul la Cluj, vorbea în mod normal română, maghiară, germană. Foarte bine. Deci nu e ceva rău, e ceva de bine. Sigur. Ba, chiar bunica mea, v-am spus că în 67 mi-a zis, era pe moarte săraca, vin vremuri grele. De ce, bunic? Pleacă nemții și evrei și nu pleacă de la bine. Și ei fac niște meserii pe care noi nu le facem așa de bine. Păi, de ce am adus noi în secolul 15-16, să mă ierte cine, dacă am greșit, dar pe acolo? Tocmai pentru că erau meseriași foarte bun și în zona aceea cu metale, cu chestii din astea. Deci înțeleg eu de la specialiști că politica economică a fost complet greșită. Și urmă, doamnă, nu se poate. De comunism asta s-a cam dus. Deci, doamnă, oricum, după părerea mea, care să știți că prin 85-86 ne așteptam ca după Revoluție, mă scuzați, să reînvie toată breasla asta de meseriași. Și nu s-a întâmplat așa. Eu vă dau un exemplu simplu, care e pe înțelesul nostru, inclusiv al meu. Întâmplător, am citit în cartea domnului Severin, Lacrimile dimineții, care a scris despre anul și jumătate cât au condus ei, legea cu pământul agrar. Au fost niște dezbateri. Nu e politică ce fac eu, este istorie. Da. Că multă lume și face politică. Nu, e istorie. Dacă nu ne știm istoria familiei, țării, vecinilor, nu știm ce să facem. Că o să speculeze, să-l vândă. Deci acea lege, care atât au discutat-o, au vrut 20 de hectare guvernul, până la urmă au ajuns la 10. Dar nimeni din presă sau din politicieni n-a discutat că acea lege, constat eu din Cataluzve, avea 6 puncte. 1. Se poate păstra CAP-ul. 2. Se poate păstra o parte din CAP și o parte să. Adică erau variante. Erau mai multe variante și au ales... Doamnă, sora mea stă în Tămaș, aici lângă București, și spuneau vecinii că ce e legea agrară, legea pământului? Că deja în ianuarie se furase tot. Totul era distrus. Da. Și vă mai spun ceva. Legea asta s-a adoptat în, nu știu când, în 91, atunci imediat, și guvernul acela, roman, a lăsat în Parlament legea creditului agricol. Nu? Că-s pereche. Pe care domnul Stolojan a retras. Nu știu de ce. Nu e politică ce întreb eu, ci constat. Că, o să vă spun ceva, am citit și o carte de sociologie scrisă de un... A venit cu o altă gândire, a venit cu... a văzut lucrurile altfel. Dar... Doamnă, nu se poate să rupi două lucruri așa de importante. Cred că este cel mai... mai bine lași o lege proastă, dar te ții de ea, așa, decât să schimbi în fiecare an. Da, am avut discuția se schimbă asta permanent cu domnul Constantinescu, pentru că, vedeți, eu în anii 90 am avut niște inițiative, dar
În mod normal, soția unui demnitar are niște treburi. Deci când a ajuns prim-ministru, o femeie în Franța, Cresson, a fost o problemă. Ce facem cu cabinetul soției? Mă rog, au pus trei secretari, eu n-am avut pe nimeni, dar eram învățată să umblu printre oameni, nu mă cunoștea nimeni, știam exact care e situația în România, pentru că știți, uite, vă dau un exemplu, nu o să vină să credeți. Unde credeți că am făcut noi în anii 70, eu cu Petre Roman, voiajul de nuntă? În delta Dunării, la un pescar. Ba nu, vă cred. Ne credeți, nu? Vai, iar a fost o nebunie, am mâncat icre negre în plăcintă poale în brâu și ne-a făcut duminica. Mie îmi place foarte mult peștele. Și era un loc minunat, în insula Sahalin. Puneam și noi o cârpă pe noi și umblam acolo. Era cam paradis. Și pe urmă umblam toată țara, așa, satele alea, unde nu că nu e apă curentă, nici nu le trece prin cap să-și pună. Alte sate unde au plătit curentul electric, în anii 70-80, dar nu le-au pus. Adică toate lucrurile astea, și nu ne duceam la nu știu ce hotel, ne duceam la țărani, la pe unde găseam. Și oamenii erau foarte, să știți, și primitori, și asta e partea noastră orientală. Așa. Eu am avut inițiativa atunci, întâi, și multă lume o să mă aprobe aici, am zis, dom'le, vin ajutoarele astea, dar am văzut eu că ajutoarele se cam repartizau între diversi tovarăși. Și atunci am zis, dom'le, fac un comitet național cu ajutoarele. Și că dacă pui acolo patriarhul, primul ministru, ministru culturii și nu ce, poate mai respectă lumea. Și într-adevăr s-a mai ordonat. Oricum cred că instituționalizarea rezolvă o parte din problemă. A doua am făcut pentru adopții. Și al treilea știam de la tatăl meu cu, pentru secretariatul pentru handicap. Dar am găsit prin Oana, o să râdeți, o colegă de-a ei avea o mamă care fusese adoptată și era profesoară. Ați înțeles? Deci un om care a trăit niște lucruri. Și pe aceea am pus-o și i-a auzit la radio că a devenit secretar de stat. Mă rog. Dar să știți că înapoierea noastră era foarte mare, pentru că doamna Zugrăvescu, care ajunsese la Consiliul Europei și a prezentat situația reală a orfanilor din România, a fost chemată în 93 la Comisia de Siguranță Națională, scoasă din funcție, da, că a atentat pentru că a spus adevărul. Ca și în alte părți și aici lucrurile nu au fost duse până la capăt, adică atunci când n-ați mai putut, doamnă, să... Și avem o falsă mândrie. Eu mi-am găsit un interviu dat în 91, primul și ultimul, până în 2007 n-a mai apărut, în care spuneam, da, avem orfani și copii și noi trebuie să-i arătăm ca să ne asumăm. Nu să facă scandal niște ziariști străini. Trebuie să ne asumăm. Știți ce a fost cel mai greu? Am găsit trei profesoare, s-au ocupat la școlile ajutătoare să despartă copiii normali de copii cu retard. Pentru că băgați împreună, praful s-alege de toți. Toți devin... Și... cu adopțiile le-am limitat. Și domnul Constantinescu mi-a zis, o lege criminală. Și am zis, de ce? Pentru că limita. Să vă spun drept, am avut și eu un vis. Ca să ajungă românii, mai mulți români să adopte copii decât străini. Nu vi se pare ceva banal? Dar și acum sunt o groază de familii în așteptare să adopte copii, da, și este, știu, foarte pentru greu. Pentru că domnul Constantinescu a scos o lege în care se fac fundații și se fac șmecherii. Dar eu i-am spus domnului Cicou, domnul, ce mai bine n-o scoteați. I-am spus, domnul Constantinescu, orice lege e mai bună decât nicio lege. Adică cum? Pe o lege proastă o îndrepți. Dar dacă n-ai reguli... Nu se poate. Nu se poate. M-am ocupat de lucrurile acestea. Acum să știți că a fost, de exemplu, doamna Dumas, care era soția ministrului de externe al Franței. Am cunoscut-o în octombrie 90 și care mi-a spus, da, știu care e situația în România, că m-am dus cu un convoi de ajutoare și am intrat prin Timișoara și m-am dus până la Iași. Zic, cum, așa, singură? Da.
cu două gărzi ale mele și m-am dus și unde am văzut așa, și deci i-a controlat cumva fenomenul. Dar nu și-a făcut nici imagine, niciunul mi-a făcut nicio imagine. Și acum, spuneam recent undeva și repet, cine se ocupă de imagine nu se ocupă de ajutor, asta e clar. Și eu acum, unul din lucrurile care ar trebui neapărat făcut acum, după părerea mea, vă pun o întrebare. Franța, Germania, nu mai vorbesc nordul, au minister, nu departament, nu secretariat, minister pentru familie și femei. De ce noi n-avem? Dați puțin, în care intră și cuplurile, nu numai aia căsătoriți, pentru că este o mare problemă acum din ce și cum trăiesc oamenii. Deci, în Franța, după 300 de ani de la Revoluție, una din țările cele mai civilizate din lume, aș spune, are Ministerul Familiei și al Femeii. Poate să avem și noi. V-am spus, astea sunt două idei a mea și celălalt cu departamentul pentru creativitate. Credeți în femeile din politică? Nu, pentru creativitate, doamnă. Când zic, credeți în femeile ajunse în politică? Doamnă, cred așa. Că într-o țară evoluată, civilizată, unde politica nu mai este o bătălie care imită Evul Mediu cu alte arme, între bărbați, adevărat, cu ciomagul, ci este ceea ce trebuie să fie, adică o instituție, adică un sistem prin care faci ceva pentru comunitatea în care trăiești. Femeile sunt bune pentru că sunt foarte bune administratoare. Uitați-vă în Nord, sunt multe femei în politică. Și multe femei și prim-ministru și uitați-vă, ați văzut, nu mai știu, confund țara, dar este una care e de origine bulgară, în Brazilia, Argentina, nu, da, spun da, o da, prostie, da, da. Ruse o cheamă, nu știu cum. Deci femeile au, în primul rând, au simțul acesta al stabilității. Înțelegeți? Noi suntem, cum să vă spun eu, punctul sigur care asigură pentru oameni. Eu dau la studenți un exemplu foarte edificator, spun eu, că un soldat pe front, când e lovit, ce spune? Mamă! Poate sunt și un pic mai temătoare și nu neapărat mai temătoare. Grijulii. Mai grijulii! Grijulii. Mai greu de corupt? A, asta sigur. Pentru că... Bine, depinde ce femeie, că altele trăiesc numai din corupție. Și asta e adevărat. Știți că unul din defectele mele, îmi spunea Catin Caralea, zice, draga mea, arăți bine, ești deșteaptă, muncitoare, nu știu ce, prea ești rezervată. Zic, adică ce? Dragă, eu nu pot spun să-ți pui poalele în cap, dar totuși fii și tu mai... Adevărul este că, în ciuda aparențelor, la mine e un exercițiu faptul că vorbesc. Dar eu sunt o persoană destul de emotivă și știu că am făcut sport de performanță și tata a venit la piscină și i-a spus antrenorului, degeaba are calități, pentru că nu are dorința aceea de a fi prima. Nu am. Nu vreau prima. Poate nu vreau bine. Să dați din coate, să împingeți pe cei de nu, deloc, lângă. Deloc, și atunci, deloc, deloc. Dar și... vedeți în România astăzi niște personalități care ar merita să le votăm noi PSD? Nu prea, doamnă. Și știți iar o să votăm întâmplă? Din două orele pe cel mai puțin rea? Eu nu prea am votat de vreo 10 ani. Cred că ar trebui totuși. Eu știu, să dar să votăm. Doamnă, cred că dacă mai contează votul. Doamnă, mi-am făcut datoria, cred. Mai pentru cele mici. Pentru cele mici știu, dar am obosit cumva, dacă mă întrebați ce probleme am, este că într-adevăr am obosit și nu știu de ce toată lumea în jurul meu așteaptă tot timpul și tu care? E, nu. Eu care mai trebuie să și stau, să mă gândesc. Nu, România are un potențial bun, dar știți ce mi-a spus un domn suedez? Mi-a spus până în anii 90 ceva care întâi m-a enervat. Mi-a zis, doamne, e greu în România, pentru că niciodată n-ați fost foarte săraci.
Mie acum, 91, mi-a sărit țandăra. Zic, cum de? Stați, doamnă, n-ați înțeles. România e o țară foarte bogată și cu hăi și cea, cum spuneți dumneavoastră, vă descurcați. Noi, nordici, acum 100 de ani, ne omoram între noi pentru o bucată de carne. Și zice, știți cum e pământul dumneavoastră? Dacă bagi degetul, ce crește? O roșie, da, o ceapă, da. Un porumb, un nu știu ce, fără efort. Dacă bagi mai profund, găsești petrol, gaze, aur, sare, cărbune. Vedeți? Și asta face, știa foarte bine românește, era lector de română. Zice, și asta face ca în limba română să există niște expresii care nu există în alte limbi. Merge și așa. Dacă nu plouă, o pică. Lasă-mă că vedem noi. Deci domnul mi-a dat niște chestii lingvistice foarte corecte. Care ne defineau. Care ne defineau. Și a zis, păi dacă omul trăiește așa cumva, zic, nu, dar trebuie ordine. Și ce, da, știu. Și atunci am avut o discuție lungă cu dânsul. Era lector de limba română în Suedia. Și am constatat un lucru, că de tehnologia aceasta, care a dus lumea la un progres extraordinar, au profitat în special țările sărace. Sărace. Țările, da, care nu au avut... Să știți că despre Dubai, că lumea multă... Dubai nu are decât 10% din PIB petrol. Restul este ordine socială, credință și meritocrație. Acolo nimeni nu-i promovat, fiindcă e rudă. A, din familie, dar neapărat cel mai bun. Nu, da, exemplu avem Japonia. Ei, de Japonia îl știe toată lumea. Practic... Japonia, nordicii, doamnă, și Anglia. Anglia nu produce de nimic decât cărbune. Bine, Anglia a avut. A avut. India, mă rog, colonialismul, eu le știu astea foarte bine. Au avut de unde lua. Da. Adică au luat de undeva, știți? Dar de tehnologia asta, când a apărut prima mașină cu aburi, că, știți, până la urmă totul e cum circulă mărfurile și omul a devenit o marfă, cunoașterea. Arabii au reușit în două secole, deci când nu petrol, era 700, 800, 900, au cucerit de la zidul chinezesc până la Cordoba și nu s-au dus mai departe, au putut până la Pirinei. Că au zis, ce să ne mai ducem, au ajuns la Can. Dar ei știți că aveau un fel de cumințenie. Fiind foarte săraci în deșert, noi avem o prejudecată. Ei pe unde s-au dus n-au dărâmat, decât cât s-a fost bătălia. Acum gândiți-vă că erau câteva mii de cămilari și nu știu ce. Dar au învățat, să știți că prima universitate care a, din lume la Bagdad, la 800, au tradus filozofia greacă, datorăm arabilor cifrele indiene, hârtia din China, tot ei au adus-o în 750, astrolabul, multe lucruri. Cifrele indiene, v-am spus, tot arabii le-au luat și le-au adus în Europa. Și primele traduceri, bine, la Cordoba, la 900, 1000, 1100, veneau călugării din Europa și învățau la Cordoba. Mă uitam în Dubai. Au băgat atâția bani în turism, încât se pare că îi lasă petrolul, cele mai rămas. Dar nu au decât 10%, doamne, petrol. Ei nu sunt nici Qatar, nici Bahrain, nici Arabia Saudită. Au 10% din petrol. Și atunci știți ce au făcut? Zeid Ben Sultan, pe care Petre Roman a fost la el în vizită. Neavând atât a uscat, au construiesc în... Doamnă, ei au spus așa, șefilor. Știți ce se întâmplă? Atunci la 600, ca să trăiești, nu puteai trăi în afara comunității. Și au o comunitate bazată pe solidaritate și pe neexcludere și meritocrație. Și atunci Zeid Ben Sultan în 60 era în corturi. Și a spus, domne, cea mai mare cu banii care avem ăștia, 10%, cea mai mare firmă de urbanist, de arhitectură, de management, de astea. Și au făcut întâi,
canalizarea și drumurile și după aia casele. Acum, doamnă, e și elementar, nu vă supărați dacă vă pun, le spun studenților. Într-un loc să vă căutați pentru casă, ce căutați? O sursă de apă, puțină iarbă, dacă se poate, și dar drumul, ca să ajungi acolo. Păi, dacă noi mă gândesc la zona noastră de nord, deci v-au făcut case, dar n-aveau drum să ajungă. Exact. Și nu facem canalizare. Am făcut cu bani europeni și nu i-am dat drumul, tot la fântână facem. Iar deci la ei nu se poate. Bani și n-avem și atunci au spus, ce faceți cu restul? Păi facem. Turism. Au făcut free la ceva vase și să știți că liniile de avioane acum trec prin Dubai și spre India, China, nu mai trec prin Europa. E un nod. Da. Acolo de... Dar au gândit, doamnă. Au gândit. Și să știți că toată lumea are dreptul la ceva acolo. Dar nu uitați, pentru furat îți taie mâna. Cred că ar trebui și la noi introduse niște legi astea mai drastice. Adică, păi până să știți la urmă... cine l-a introdus? În 52. Gheorghiu Dej a scos două legi. Una, pentru delapidare până la 1 milion, condamnare la moarte. Și au fost împușcați 4-5. A doua, interzis să lucreze în aceeași instituție rude de gradul 1. Nepotismul. Și îmi pare rău ce Ceaușescu a readus și nepotismul. Și nefiind produse pe piață, a apărut Piața Neagră. Ne plângem de țigani. Îmi pare rău, dar ei circulau pe graniță. Am stat de vorbă odată cu un țigan. Circulau și înainte. Da, păi ei aduceau... În bloc la mine a adus cratițe din alea minune, știți? Și am dat un taior. Și zic, da cum? Era un țigan blond, ungur, cu ochi verzi. Și, doamnă, cum? Nu e... marfă pe piață, noi frontalierii mergem în Ungaria, în Iugoslavia, chiar și în Bulgaria, și chiar și Moldova, și aducem marfă și suntem regi. Așa că, să știți, cu 4 clase nu prea se poate conduce bine o țară. Am fost pe pielea noastră. După părerea mea, și ar trebui istoricii, văd că au început să scrie lucrurile așa cum au fost, cu 4 clase nu se poate conduce. Mi se pare că saltul este atât de mare acum? O întrebare poate. Nu, doamnă, eu cred că a fost greșită. Eu n-am studii de istorie de specialitate, dar predau, am citit, am încercat să mă... Doamnă, o țară care nu are o comunitate, ca restul intrăm în națiune, popor aia și nu se termină. Nu are prezent dacă nu are trecut și deci nu își poate construi viitor. E adevărat. Cea mai, după părerea mea, nocivă lozincă lansată după Revoluție a fost comunism, anticomunism. În primul rând, după părerea mea, românii în masă nu prea știau ce e aia comunism și anticomunism, pentru că au venit la oraș, vă dau o cifră. În anii 60, 3,4 milioane de țărani au devenit muncitori. Deci, au trecut 100 de ani, au sărit. În al doilea rând, a fost o ură îndreptată împotriva lui Ceaușescu. Majoritatea, aia cu comunii... Și marea masă a membrilor de partid erau membri de partid pentru că așa trebuia, nu că erau da, ei... Da, asta am vrut să vă spun. Știți că în 65, când 64, când m-au făcut șef de secție, era mare lucru. Da, da. Asta. Nu m-a întrebat nimeni dacă ești membru de partid. Nimeni. După 71 a devenit criteriu. Dar hai să vedem toate lucrurile astea. Până la urmă și studenții meritoși, cei cu medii mari, cu nu știu tot, eu automat intră în partid. Nu, pe vremea mea nu. După nu. 72. După, da, da, da. Vă până în 72, vă spun... Cei pe care i-am apucat eu. Gândiți-vă că era Maurer prim-ministru. Toți erau membri de partid, nici nu-i întreba nimeni. Nu, nici eu v-am spus, de-abia în 69, nici nu țin minte exact, cred că în 68 sau în 69, deci după 4-5 ani, de-abia mi s-a spus, ai tovarășa, intră și dumneata în partid. În schimb, redactorul șef, Hortensia Roman, spunea, voi ăștia buni la meserie, să nu vă prind că aveți funcții sau asta, că n-aveți timp. E adevărat. Da. Dar nu, și de ce atâta ură? N-am înțeles.
De ce atâta ură? Din ură, Doamnă, nu iese nimic. E adevărat. Nu produce nimic. Din generozitate, cred că cel mai important lucru care m-a ajutat în viață a fost că nu că am încercat. Am făcut tot ce s-a putut pentru cei din jurul meu. Mă refer inclusiv la colaboratori, colegi de breaslă. Cum să vă spun, am dat. Au știut să spună mulțumesc? O să râdeți, unii da. Și destul de mulți. Asta e mare lucru. Chiar am avut două, trei situații, așa, un domn doctor, nu contează cine, a venit și mi-a spus, Doamnă, mă țineți minte? Nu țineam. M-ați trimis în grupul ăla în Anglia și am făcut management. Oricând, dacă îi dau la trei noaptea, mă primește în spitalul lui, care e foarte bun. Și e de stat. S-a gândit vreodată doamna Mioara Roman să emigreze? O să râdeți. Eu nu, dar îmi pare ați rău. Ați avut atâtea posibilități, toată viața. Toată viața, da. Când l-am cunoscut pe Petre și el era deja asistent în Franța, deci să vii dintr-o țară comunistă și să câștigi un concurs de asistent în Franța, a fost și o problemă, că n-au putut trei luni să-i dau salariu, că legea nu permitea. S-a înfuriat rectorul și a urlat la ministru că unde e revoluția franceză, egalitate, nu știu ce, și ce poate să vină din Ugu-Dugu. A luat concursul, deci iar venim la meritocrație. Atunci i-am explicat când România s-au răsturnat lucrurile. Mai grav a fost cu fratele meu care a venit și a mare fizician. A avut două propuneri din partea statului Americii. Au venit două echipe să-l ia la două proiecte. Unul a luat premiul Nobel și fratele meu făcea bancuri. El fizică teoretică cuantică, spun pe din afară că nu mă pricep, particule elementare, are o contribuție personală care în anii 75 îl plasa în primii 5, nu știu ce listă la Pittsburgh. Mi-a spus un fizician mare din România lucrul ăsta, deci merg pe mâna lui. Dar după revoluție, că nomenclaturist, că el a zis, pa, a plecat în Franța. Când a fost cea mai frumoasă perioadă a vieții noastre? Anii 60-73-5. Adică am fost studentă fericită și liberă. Era bine în România atunci? Da, foarte bine. V-am spus, mă coboram de sus, de la bibliotecă. Suntem înainte de toate femei și eram o adolescentă și puteam vis-a-vis la comerț să-mi iau orice parfum sau cosmetică străină. O să zică, a, că aveați bani. Nu e așa, că nu era prea scump. Dar mai important era că după colț erau ziare din toată lumea, în engleză, franceză, erau bibliotecă de limba franceză, engleză, se desfițase aia cu Maxim Gorki, cu rusa, la Unic găseai de toate și lumea era foarte civilizată. Aveam o gașcă cu niște arhitecți, cu studenții de la arhitectură, că noi eram la litere, și dansa. Că și oamenii erau mai buni atunci. Mi-aduc aminte că e perioada de copilărie. Da. Și am nostalgie vis-a-vis de oamenii de atunci. Da, era o lume. Deci noi eram o gașcă și dansam în blocul unde, nu știu cum îi zice, Malaxa. Și aveam o casă mare și părinții erau arhitecți. Și dansam rock and roll până la 3 dimineața, ne culcam în blugi și pe geantă și dimineața la 8 ne duceam la școală. La școală. Da. Și după aceea, mă rog, sigur, asta a fost perioada cea mai frumoasă. Mi-a apucat România perioada de asta. A fost în 20, a fost în 60 și eu știu, plus, sigur că elementul ăsta că eram tineri e important. Dar eu cred că mai important, iară o să fie lumea dură cu mine, eu cred că în ultimii 15 ani sub Ceaușescu, eu am lucrat în propagandă învățând de la BBC. Se poate face propagandă și în sens bun. Eu, de exemplu, în 90 am încercat să vorbesc cu domnul care era președinte, Aurel Dragoș Munteanu, încercând să explic că trebuie făcută educație. Și mi-a zis, asta la comuniști.
Am zis, nu e vorba de îndoctrinare, e vorba de educație. Și am dat exemplu cum americanii, după război, au făcut niște seriale, că apăruse și la ei corupția. Și oamenii să nu-și facă iluzii, corupția de astăzi își trage rădăcinile din ceaușism. Că dacă nu era marfă, cum mi-a spus mie, țiganul ungur. Doamne, noi suntem Dumnezeu. Da. Au făcut incoruptibilii cu celebrul ofițer O'Neill, dacă eu țin minte numele acum. Sau Caracatița. Și am spus, faceți niște seriale, să știți că am și idei, că nu știu de ce, că am vrut să lucrez undeva într-o televiziune, în radio, în consiliul de administrație, că eu fiind marfă de export în presă, știam mai multă presă decât cei, înțelegeți? Adevărat. Și o rupsesem când era încă bine, adică eu mi-am dat seama după 73 că nu mai am ce, după 75 ce căutam presă. Și până a venit un tovarăș care a vrut să mă dea afară, mi-a scenat ceva, dar mi-au ținut partea colegii și m-am transferat. Așa se făcea atunci, nu te dădea afară, te transferai. Și i-am spus să facă despre poliția română cu un personaj ca Gheorghe Dinică, un serial, și un serial cu un judecător adevărat, Mitică Popescu. Cred că nu era o idee rea. Nu credeți? Modele. Sigur că da, dar așa și să se facă reportaj, am spus eu, ca să se vadă viața reală. Nu să spui că orfanii care au probleme a scos Jana Gheorghiu și ce, uite, guvernul nu face. Păi guvernul nu poate să rezolve deodată tot, dar dacă îi vedem și știm adevărul, nu-l băgăm sub preș, cum avem obiceiul noi. Nu știu de unde avem fudulia asta. Să spun proverbul ăla cu capra roioasă. Eu știu, e cam cred dur. Că tot domnul suedez avea dreptate. Da, ne permitem, ne domn. Permitem, ne da. Permitem. Bine, scosese. Domn Petre Roman are multe defecte, dar are și calități. Se tot spunea să moară capra vecinului. E ce? Nu, 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 să moară vecinul, să iau capra. Da, așa este. Cam așa. Și nu e în regulă. Dar unde e regula că... Așteptăm tot timpul să fim ajutați de afară, să vină ceva de afară. Să... Nu, sau e de vină cineva de afară, știți că e tot formă de slăbiciune. Acum, ieri mi-a spus un portar, doamnă, presiunile și asta acum le fac americani. Băi, zic, i-a schimbat păruși cu americani? Deși să știți că tatăl meu a fost la ONU cu Maurer, Mănescu, Malița, Mia Groza... El se ocupa de lumea a treia și când s-a întors, iar pun o problemă, eu sigur tânăr, aveam 23 de ani, tata, cum sunt american? Și tata mi-a spus, sunt căruși. Și am zis, cum să fie? A, iar ideologizez. Lasă ideologia aia, vine, se schimbă, trece, popoarele și au niște trăsături și sunt două mari puteri care se vor înțelege între ei totdeauna și noi ăștia micii ne învârtim și încercăm să ne găsim un loc între acești doi coloși. Și nu era departe de adevăr. Așa este. Noi și cu ideologizarea, noi suntem pro sau contra, nu e regulă. Aveți vreo personalitate a zilelor de astăzi care e în politică, pe care l-ați vedea ca și președinte? De fapt, ați spus că nu mergeți la vot. N-ați mai fost de 10 ani. Nu, n-am fost și cred că pot să-mi permit acest lux. Că, știți, și credeți mai avem... că o să apară așa de nicăieri? Toată lumea speră să apară o persoană nouă care să ne scoată din situația asta. Doamne, îmi repet ce a spus oamenii. Domnul Nicolae Manolescu, dacă ne asumam revoluția, dar știți ce a scris un filozof maghiar, îmi scapă numele, acum vreo 15 ani. Ce, mă, noi și când am ungurii, și când am pierdut bătălia de la Mohace, cea în care au pierdut cu turcii, ce tot ne-am găsit ceva bun, am zis, da, am avut curaj. Voi ați avut o chestie atât de minunată, cum a fost revoluția, a fost un moment de grație. Adevărat. Divin aproape.
Și voi, în loc să vă bucurați și să vă lăudați, au spus nu, că ăla, scenarii. Bine, chestia cu scenarita, știți, mai bine am face un departament al creativității unde să ne folosim imaginarul pentru lucruri plăcute. Poate ne-a fost indus? Da, și indus, categoric. Păi a fost, știți câți bani au făcut francezii de pe urma Revoluției Române? Nu pot să vă spun. A apărut însă o carte, vedeți, ei se corectează. A apărut o carte în care au explicat cum au mințit, cum au creat niște chestii ca să câștige bani. Ah, uitați, unul din lucrurile care m-a șocat după Revoluție, nu prea mai ieșisem noi, că nu ne-au mai dat voie după 78, a fost ceva ciudat când 88 ne-a dat voie la amândoi și am plecat în Franța pe un contract unde Petre a lucrat ceva. M-a mirat foarte mult, eu prinsesem presa aia până în 70 și unde era pe bani numai parțială. Ați înțeles? Exista o presă care se impunea prin obiectivitate, prin cam dispăruse. Adică devenise un instrument de manipulare 90% numai pentru bani. Acum, în Occident, din anii 80, banul a devenit și să știți că e semn rău. Lăcomia e semnul sfârșitului unei epoci. Ne-am expirat timpul. Sub promisiunea că ne mai acordați o oră din timpul noastră. Când veți putea, da, într-o săptămână, două, ca să continuăm interviu, pentru că mai avem foarte multe de discutat. Plăcere! Vă mulțumesc încă o dată că ați participat. Le mulțumim și telespectatorilor și le promitem că vom continua acest interviu săptămâna viitoare. Să pun întrebări și rele. Da, și așteptăm întrebările dumneavoastră. Eu am un obicei. Îi pun pe studenți înainte de a începe cursul, fără să semneze, să spună de ce interesează, ce interesează la curs și la sfârșit, tot fără să semneze, ce nu le-a plăcut. Deci eu accept orice critică, mă rog, îmi place să fie oamenii politicoși, adică nu în termen de ură. Avem un public, da, avem un public special. Da. Așteptăm întrebările noastre pe pagina de Facebook a emisiunii sau pe pagina de Facebook a televiziunii. Și ne luăm la revedere. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare. Mulțumesc și eu. Iar cu dumneavoastră ne întâlnim săptămâna viitoare. La revedere!